care sunt oficial acolo, cum este domnul Baciu sau cum e doamna Bucura Oprescu, nu doar că chiar pun în practică asemenea nenorociri, dar vin și le propovăduiesc la televizor, ci că duceți-vă, ci că noi v-am dat dreptul până legea asta, dar duceți-vă voi și dovediți. Da, acum nici nu vreau să fac nimic electoral, prin natura profesiei mele țin să spun și domnului Alomițeanu că mă întâlnesc zilnic cu mai mulți pensionari decât se întâlnește domnia sa prin cartiere și în momente destul de grele din viața lor, pe masă de operație sau pe patul de spital. Dar credeți-mă că dacă să mergem electoral, credeți-mă și mie îmi spun că nu vor să mai trăiască niciodată anul 2010. Da, și atunci va trebui ca fiecare de vă rog frumos să mă lăsați pe haideți să fim, suntem într-o coaliție în care fiecare, și liberali și socialdemocrații, au anumite viziuni și anumite propuneri. Da, cred că ați ascultat opinia mea și ați putut-o vedea și n-am încărcat-o electoral deloc. În acest moment este un moment greu pentru pensionari. Este și un moment de criză în această țară pe care dacă vrem să o recunoaștem, o recunoaștem, dacă nu o să spunem că trăim foarte bine. Păi oamenii zic că e rău, domnule Tătaru, dar domnul Ciolacu zice că avem creștere mare de economică, suntem bine. Deci fiecare vedem această creștere sau nu vrem să o vedem. Dar din punctul meu de vedere știm exact și vă repet, din natura meseriei mele știu cum se trăiește și văd oamenii în suferința lor în fiecare zi. Asta cu siguranță, dar trebuie găsită o soluție, domnule Tătaru, pentru vreau să mai avem ca liberal, avem ca liberal această soluție. Stați pe rând, vă permit imediat. Dar nu cred că trebuie să folosim chiar problemele pensionare în acest moment. Știm, se încearcă acea recalculare, liberalii au o viziune, socialdemocrații au o altă viziune, bugetul de stat are o anumită sumă și, credeți-mă, eu am o problemă și cu acea lege a salarizării unitare pe care aveți și subiect astăzi, încercăm pe diferite sectoare economice să mărim. Nu, până nu vom realiza acea lege a salarizării unitare, acel sector care va primi, va stârni alt sector care va dori să primească. Păi, deja s-a întâmplat asta. Bine, domnule Alomițeanu, foarte scurt, că doamna Zarvescu s-a reacat tot încerca, vă rog. Vreau să vă spun, situația din 2010, sunteți vinovați și dumneavoastră PNL-ul, care a dus țara în 2008 la marginea prăpastiei. Vedeți, aici ajungem.